Dragi oameni buni, dați vă rog frumos un subscribe pe YouTube pentru că ne ajută enorm de mult. Voi vă dați seama că sunt oameni care de-amau 100.000 de subscriberi de hădi, cu toate nebuniile, cu toate. Noi, care facem un material cult, dați-ne vă rog un subscribe pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Și astăzi am găsit un material în care, nu știu dacă știați, dar Vladimir Voronin a fost unul dintre pionierii drumului spre Uniunea Europeană. Am găsit un articol, l-am citit, am mai văzut așa. Hai, veniți! Și domnul Renato Usatăi cu cum își înaintează candidatura de prezident. Hai! Hai! Și hai aici pe Twitch neapărat. Hei! Salve! Salutare la toată lumea! Băi, ne-a apărut asta în ultimul moment. Înainte de a începe stream-ul. Au trecut abia 2 săptămâni de școală. Eu. Mă bucur că nu este doamna pe lângă noi și am să repet. Și eu m-am și eu m-am alături ca și... Cum... Au trecut abia 2 săptămâni de școală. Nu, chema, cu Alexandru Parcu. Sandu. Sandu și eu la fel ca și tine m-am deja. Ce-i bună asta, e foarte bun. Eu vreau să mă uit la o seară perfectă chiar, să văd tot reportajul. Aici, concertul, frumosul concert de la Padova. Măi, ceea ce n-o să fac eu niciodată în viața asta, n-o să existe ca eu să cânt și în spate, dar nu, eu vezi că e primăria municipiului Chișinău, ca și cum e, măi, dar care e logica? Eu nu pot să înțeleg cum unii găsesc vreo logică în asta. Cum adică primăria municipiului Chișinău organizează un concert la Padova? Măi, să încercăm să găsim măcar un strop de logică. Cum motivezi când scrii pe niște documente, cum se numește, darea de seamă? Cum motivezi primăria municipiului Chișinău, capitala Republicii Moldova, organizează concert cu artiști din Republica Moldova, primăria, la Padova? Măi, cum să scrii pe foile și alea? Cum e posibil așa ceva? De atâta, exact, da, ca așa o văd. Și na, Gabi Nebunu și încă cine s-au mai dus, cum ai fost, i-am postat pe Lenuța Gheorghiță, tot mai fost. Am mai avut mesaje care spune: da, Cătălin, dar de ce nu spui de 3 zile de ziua independenței? În primul rând că am spus că mi se pare mult 3 zile, la bugete nu mă pricep, dar cu siguranță 3 zile de ziua independenței mi s-a părut mult, dar măcar are o logică, voi înțelegeți ce spun? Adică eu n-am o problemă cu faptul că Yves Ceban organizează zilele Chișinăului la Chișinău, în amăză. Știi, adică are un sens, are o noimă, faci zilele independenței în Moldova, în Chișinău. Nu faci în toată Europa, că ai putea teoretic ca să mai aduni hype printre conaționali din diaspora și ar avea tot un sens. Are mai mult sens ca tu, ca guvernul Republicii Moldova, să organizezi evenimente pentru diaspora, în diaspora. Are mai mult sens decât tu, ca primar al Chișinăului, primăria municipiului Chișinău. Cum te duci tu și organizezi la Padova? No, bineînțeles, răspunsul este ca să-ți faci campanie electorală, pentru că exact asta face Yves Ceban, își duci fața acolo, ca lumea să spună: băi, totuși primarul Ion Ceban face ceva. Că din toți oamenii ăștia de aici, vreo câțiva oameni și băi, dar o veni și concert, luat-o pe Gabi Nebunu, măi, ce show a făcut Gabi Nebunu acolo. Și sigur, și de imaginea lui Gabi Nebunu se folosește Yves Ceban. Și din păcate, eu nu știu, Gabi Nebunu, el tot nu înțelege cum e asta. El crede că el cântă pentru neam, pentru popor. El nu înțelege că folosit efectiv. Dar da, na, poate, nu știu, e tânăr, e, nu știu, nu-mi dau seama. Că e iubit de oameni, e iubit de lume, aparent. Dar nu-și dă seama că e folosit, pentru că eu sigur că există oameni aici care o să-l voteze pe Yves Ceban sau Partidul Uman doar datorită lui Gabi Nebunu. Eu chiar cred chestia asta. Eu chiar cred că datorită lui Gabriel Nebunu, Yves Ceban, care organizează la Padova un concert, o să fie votat datorită lui. Da, asta e. Apropo de tot de Gabi Nebunu, m-aș uita, băi, a apărut o... Dar nu știu cum o găsesc, n-am salvat-o nicăieri. A fost unica tentativă. Că mai fost atacat pe Ștefan cel Mare și tot știu de cine e pus la cale. Pentru că oamenii ăștia care fac rău, ei nu sunt conștienți că mai devreme sau mai târziu asta se află. De
cine era pus la cale de profesor, de... Nu, asta îmi place. Artiști, pus la cale de un instrumentist de la noi, care mi-și rușine să-i dau numele, că-i prea... A fost atacat pe stradă, pus la cal de un instrumentist? Cine e? Cunoscut. Că pe lângă bullying-ul pe care l-ai trăit și marginalizarea de care ai avut parte, din păcate, la colegiu, foarte greu ți-a fost și, mă rog, noi mai auzim... Doamnă prezentatoare, uite, am mai dat sfaturi la alți creatori de conținut și au ținut cont de sfaturile noastre. Scoateți, vă rugăm frumos, muzica asta. Transformă această emisiune într-una penibilă la care se pot uita oamenii pe care vreți să-i amăjiți cu muzicuță emoționantă. Scuze, dar chiar e penibil. E penibilă muzica asta de fundal care încearcă să emoționeze. Plus că a emoționa pe cineva în felul ăsta dă dovadă că n-ai respect de publicul tău, pentru că încerci să-l emoționezi cu muzică. Ceea ce-i lași ca, virgulă, creator de conținut sau de emisiuni sau ce ești. Dai dovadă că n-ai respect față de publicul tău pe care vrei să-l emoționezi cu niște muzicuți într-o materie de interviuri. Înțeleg să fii film artistic sau ceva. Pune muzică de asta. Înțeleg când faci un piece of art. Asta e un interviu. N-ai de ce să mă emoționezi cu muzica. Lasă-mi povestea omului. Bun, atât. Știm lucruri de prin culise și știm ce se întâmplă în breasla artiștilor de foarte multe ori și știu că și la acest capitol ți-a fost foarte greu să... Și... Deci de la noi eu n-am talent. Ei așa zic ei cu toți cei talentați. Da, deci ei pretind că eu n-am glas, eu nu pot cânta o Oricum doină. Publicul decide dacă... Poți cânta, nu? Nu cred că publicul decide neapărat, da, poți să te faci drag ca artist în general, poți să faci drag în fața unui public, cred că și profesioniștii pot decide dacă ai sau nu glas, dar îmi pare că are voce, nu? Ești sau nu și fiind cel mai solicitat artist al momentului, probabil ai talent, că nu te solicită așa. Eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru toate. Dar de unde tu ai luat atâta putere? Uite, părinții... Nu, eu asta nu pot să ascult. Deci, pe mai inima și părinții... Așa, Ian? Nu, este foarte important și la capitolul ăsta de la cine cer sfaturi. Și tare sper să vadă emisiunea asta și să-i mulțumesc. Și dacă faceți vreo rubrică sau faceți vreun articol la voi pe pagină, să scrieți. Mulțumit lui doamna Zinaida Julia, vreau să vadă asta. Deci, eu am siguranța asta, știi, că cineva... totuși ține la mine și asta e foarte plăcut. Și dar din restul generației de aur, nu. Eu dacă ți-aș da ții niște detalii din culis, tu lepezi emisiunea și ești... Eu ți-ți spun. Măi. Uite, asta nu-mi place la discuțiile astea de oameni lepezi emisiunea și te duci în inghipă. Nemai vorbim cum un artist consacrat de la noi m-a dus la lacrimi la 30 de ani de independență. Eu cântam în Piața Mare Adunării Naționale. Asta am ascultat și aici ni s-a părut... Și-a venit și m-a făcut de nimic. Asta nu, eu chiar am ascultat asta și m-am enervat. M-am enervat pe artistul consacrat. Nu știu cine e artistul consacrat, dar... Niciodată când vorbeam cu Ion Rață, chitaristul și interpretul la Catarsis și vorbeam și s-apropie interpretul acesta cunoscut, consacrat, iubit de o țară întreagă, care are niște capodoperi de cânteci. Și spune lui Ion Rață, tu grăiești cu dânsul? Asta care mie vrea, mie moarte, îmi dorește moarte? Zic, Doamne, ferește, eu sunt te de aici, loc tău la margine. Mai și ca ta ești. Păi cine-i omul ăsta, oare? Eu încercam să-mi dau seama, cine-i Carlos Dreams? Cine-i omul ăsta? Dar și eu sunt tac. Vreau să spun că în scriptură e scris că ultimul cel din tâi și am plecat. E un palade să fie. Nu. Satoși. Da. Caută lista cu artiști. Ah, corect. Lista cu artiști de la 30 de ani de independență. Corect. Ziua independenței. Așa. Depuneri de flori și se începe muzica. Brio Sonoris Cristial. Dar trebuie să ne uităm unde ești Gabriel Nebunu. Așa, hai să-l găsim. Mihai Ciobanu este pe aici. Să fie oare Mihai Ciobanu? Catarsis, Gribincea mai este și cam gata. Cristofor Alde Teodorovici. Nu cred să fie Cristofor Alde Teodorovici. Cineva Mihai Ciobanu. Dar Mihai Ciobanu a fost a doilea. Nu, cel mai probabil cineva de pe aici, nu? Cineva de lângă el, dar de fapt și Gribincea. Mai scurt, unul din aici doi în orice caz. Cu niște capodopere. Mihai Ciobanu și Nicolae Gribincea. Și Plăieșii. Mihai Ciobanu. Să fie oare Mihai Ciobanu? Da, e clar că mai... Ciobanu zici tu? Nu cred că Gribince Ciobanu? Cine știe? Da! E că uite, și asta e o problemă, Gabi. Uite, fii atent, având în vedere că e un mare artist
cel care, nu știu care, orică e Gribincea, orică e Cioban, ori nu știu. Dar tot faptul ăsta că ne facem icoane din nu știu ce artiști, și cum, ce înseamnă cu capodoperele lui? Și băi, ce înseamnă asta? Că, măi, noi murim în maxim 100 de ani. Noi trăim pe pământul ăsta 100 de ani. Să zicem, mult 100 de ani. Dar să zicem, 100 de ani. Ce capodopere! Nu vreau să minimizez valoarea operelor artiștilor. Dar băi, atâta un artist, orică Zinaida Julea, orică Gabi Nebunu, orică Mihai Ciobanu, ori Cătălin Lungu, ori Igor Cuciuc, niște artiști, mai lăsați-i în pana mea, artiștii! Ce se întâmplă, măi, artiștii? Își fac treaba ca orice alt om, capodoperele mari alu, nu știu, Mihai Ciobanu sau Gribincea. Da, făcut cânci care au sensibilizat oameni, care încă dăinuiesc, da atât! Să-mi spună nii, să ajungă pe scenă și să-mi spună Mihai Ciobanu, auzi? Ian, tu încolo, în colț. Băi, ies pe scenă și să-l fac de râs. Vezi că te va da Ciobanu. Dar nu zic așa, ipotetic, nu știm cine-i. Dar în orice caz, m-am enervat un pic când am auzit că există un nu știu ce nume sonor de artist. Mai departe. Spate, dar cât spate atâta umilință, măi, oameni buni? Unii trăim noi. Care-i democrație? Aici tocmai că asta ar spune că e democrație. Asta e, că spune el ce vrea. Draga mea, eu concertul acesta de pe 10 ani, de pe 10 octombrie la 10 ani de cântec, eu îl fac la Arena. Pentru că la instituția de cultură de stat mi s-a interzis să cânt. Care instituție de cultură? La Palatul Național? Da, lucrurile sunt foarte grave și La Palatul Național eu interzis, deși era interzis și lui Gabriel Nebunu să cânte la Palatul Național. Nu, care e altul? Ar afla publicul, de fapt, măcar 10% din ce se întâmplă în culisele artiștilor, poate și-ar schimba părerea despre unii așa. Și eu vreau cu atențiune, deci eu nu vorbesc de talentul cântărețului sau artistului. Da, sunt lucruri diferite, dar... Eu vorbesc de... Omenie. Comportament. Eu nu pun aici talentul sau glasul sau repertoriu, eu îi venerez. Eu până astăzi le ascult cântecele. Eu vorbesc despre omenia care nu omenie. O au și de calitățile la care ar trebui să lucreze. Și atât. Mai mult. Da, măi, Gabi, dar vezi că e individual, că nici tu nu ești fan al comportamentului meu, nici eu nu sunt neapărat al tău, nici nu ne place amândurora. Cu siguranță amândoi nu suntem fani ai comportamentului acelui mare artist de care spui tu, care n-am idei și nici, dar cu siguranță nu-mi place o astfel de atitudine. Foarte subiectivă chestia asta. Dar în orice caz, Dan, m-am enervat închipuindu-mă că există un artist consacrat care i-a zis lui Gabi Nebun, auzi, măi, cine-i artistul consacrat, măi, să-l mâncăm pe pâine? Cine-i artistul și ăla consacrat? Mama lor de artiști consacrați. Și trebuie să-ți iei apărare, Zinaida Julea. Mulțumesc, doamna Zinaida Julea, că nu luați apărare. Cine, măi, oamenii ăștia, mastodonții ăștia, înfricoșători? Eu murem pe asta și când doar începusem să lucrez în teatru. Și ideea asta, că nu vorbești cu oamenii care de-am făcut ceva. Băi, oameni buni, sunteți oameni. Nu există artistul. Artistul care trebuie să treacă la vamă fără rând. Liniștiți-vă! Bun, și asta cu instituția de stat unde nu poate să cânte Gabi Nebunu, chiar s-a interesat. Dacă e la Palatul Național și dacă e așa, de ce nu poate să cânte Gabriel Nebunu? Cine nu-i permite lui Gabriel Nebunu să cânte la... Pentru că probabil arendez sala și faci de ce... Nu știu. Chiar o să mă interesez. O să încerc să mă interesez. Salut! Ai văzut declarațiile polițiștii de la Florești din live la OSATE? Da, l-am văzut, l-am discutat pentru Mâine peste Picior. Nu mai discut aici, că l-am discutat ieri acolo. Dar pentru cine totuși nu știe... Da, totuși vă arăt că e o informație așa utilă despre cât de mult încredere puteți avea în Renato Usatăi. Deci, hai repijor așa. O polițistă susține că ar urma să fie demisă după ce a refuzat să declare că este membră de partid și a adunat semnături pentru un candidat la funcție de președinte. Imagine video arată altceva. Deci doamna asta la Renato Usatăi în emisiune... Băi, și aici fac așa... Data de 6 am plecat... În cadrul Ministerului Afacerilor Interne. O polițistă venit random la Renato Usatăi în platou, în saună, scuzați-mă, în platou. Ca să depun declarații. Așa, și vorbește așa un fel de... Vă închipuiți ce se întâmplă în țara asta, spune doamna polițistă.
Acolo am fost întrebată de nenumărate ori dacă sunt membru de partid, dacă am colectat semnături, insistând la faptul că totuși sunt membru de partid și ați de colectat mai mulți ani. M-a mirat faptul, da, deoarece... Păi, dar înțelegi, dar cine nu s-ar mira faptul, da, dacă ar fi să îmi spună și mie? Ia uite la Renato Usat, e mirat și el. El tot... Înțelegi? Înțelegi că eu nu prea înțelegi. Așa? Cu toții știm că în cadrul organelor... Of, mai repede să fiu eu președinte, să fac reguli. Doamna polițist, continuu. Statale nu poți face parte din cadrul unui partid. Dar am ascultat și eu, astfel făcându-mi părerea că ministerul nostru este totul intoxicat cu informația că unii colaboratori sunt membru de partid. Și ilegal colectează. Și ilegal colectează. Amuzant. Colectează și semnături, se mai zice. Pentru mai mulți candidați. Opa, dar ce se întâmplă? Opa, aceeași doamnă merge pe scări să... Ia, ce interesant. Ia uite. Doamna polițistă, care numai ce era. Să duci. Dar ce sună? Cred că sună să vadă ce se mai întâmplă. Să poate la vecini, să ceară niște zahăr. La urma urmei, cine interesează? Noi ce facem? Doamna Joachimina. Ce? Pentru doamna Vlahovina. Nu, nimeni nu se spune. Da, e doar întreabă până la urmă. Deci pentru doamna Vlahov, vrut doamna polițistă, pentru doamna Vlahirina. O întrebat la ușă, cred că tot. Eu cred că îi rup din context. I s-a dus să întrebe zahăr, tot zahăr o vrut ei. O vrut ei o cană de zahăr pentru doamna Vlahirina. Voi ați înțeles, poate că foile și alea, că era, nu, pe foile și alea, scris că e o cană de zahăr de la femeia asta pentru doamna Vlahirina. Și doamna de acasă spune că, da, nu, vă rog frumos, că eu nu sunt cu politica, că eu nu dau zahăr la politicieni. Și spun, da, nu, că noi nu mă întrebăm de zahăr, că doamna Vlahirina vrem... E bine. Da, aici nu răspuns nimeni. Ghinic nu a luat vreo bicicletă. Da, deci asta aș da. Aici au râs eu de aici, ce amuzant. Că se colectează semnături, ia. Și ilegal colectează. Și ilegal colectează. Pentru mai mulți cazuri. Măi, cine bun aici de la minister? Mă cheamă și practic mă acuză într-un fel... Că eu colectez semnături și Renato Usat tot e, înțelegi, ilegal, cum să luați dumneavoastră ilegal semnături? Și doamna polițistă tot la fel de mirată. Membru de partid. Și ilegal colectează. Și ilegal colectează. E normal în ce țară trăim, mai oameni buni, vrea să spună doamna polițistă și domnul Renato Usat. Băi, voi vă închipuiți asta, transmit ei. În limbajul non-verbal. Voi vă închipuiți în ce țară trăim, măi? Mă cheamă pe mine la minister și îmi spune practic să spun, să recunosc că eu strângem semnături. Cum îi spun eu așa ceva? Eu polițista sinceră. Și Renato Usat, care îi oferă sauna lui ca loc de platou și desfășurarea acestei polițiste. Apoi, domnul Usat, mai am încredere în dumneavoastră, că aveam. Da. Bun, asta cu... Și cheamă oameni și înțelegi că e ca zvonurile astea, ele se duc. Ca muha și nu tot timpul avem dovezi la ele. Și că când îți iesă vreun Renato Usat, cu încă o informație de asta, de-a lui, ascuns, ca și cum ia uitați voi să întâmplă în țara asta. Și e o minciună gogonată. Și ele sunt multe și se adună. Și pe urmă, poporul e dezamăgit. Dar de ce? Că au auzit prea multe minciuni, care multe dintre ele n-au putut fi deconspirate. Ca în cazul ăsta în care s-au găsit niște oameni care să dea camerele cu doamna asta. Mama ei de viață. Să aveți încredere în Renato Usat de acum încolo. Bun. Ce am mai avut aici? Hai să vedem ce am mai pregătit eu. Bă, da, stai leacă, am văzut știrea că Marinei Tauber i-avea interdicții să părăsească țara și până la urmă i s-a dat voie să părăsească țara
să plece într-o călătorie de vizite, de lucru, nu știu ce, la Sankt Petersburg. Mi se pare mie, sau, adică Zaharova tot e la Petersburg sau e la Moscova totuși? Sau nu găsim... Bun, hai să vedem ce se întâmplă în asta. Главное, чтобы каждый гражданин страны понял. Вот это самое важное, что решается его судьба. Потом будет поздно. Потом, когда придут забирать детей для того, чтобы их переделывать с мальчиков на девочек, а с девочек на мальчиков... Înțelegi toată lumea rusa. Măi. Deci o să, să ne așteptăm să ne schimbi din bărbați în femei și din femei. Măi, ce? Не на кого будет менять. И когда будут отменять родителей, называть родитель один, родитель два, я уйди, мы жди тексту. Родитель 2, 2, 1, да, 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 да. А родителей называть родитель 1, родитель 2, когда будут менять семьи, когда будут переписывать историю полностью, когда вообще будут говорить, что вас в принципе не было, а все вам придумали, там, не знаю, румыны, вам, вас не будут спрашивать. Это... Апропо де părinte numărul 1 și părinte numărul 2, eu am căutat într-o zi, pentru că m-am certat cu cineva pe subiectul ăsta, și am căutat pe net care-i faza cu părinte numărul 1 și părinte numărul 2, și era vorba de aceste titulaturi se folosesc doar în contextul Parlamentului European ca să poată ei să se refere la toți, și la cuplurile LGBT și la cuplurile tradiționale, în sensul în care se poată să înțeleagă, să nu trebuiască să spună de fiecare dată mama, tata, așa, aici la copii. Adică, să ai, înțelegeți? Adică e numai între dânsi. E o chestie internă de părinte numărul 1 și părinte numărul 2. Nu există nici într-un fel, nici o inițiativă de lege ca să ne schimbe din mama, să ne pună părinte numărul 1 și din tata să fac părinte numărul... Nu există nimic de genul ăsta. Asta ca să fie clar. Există o chestie internă la ei, pentru că ei dau legi și în țările în care comunitatea LGBT e mai tolerată. Și atunci ei au făcut asta ca o chestie internă, doar așa. Nu există nu a existat niciodată nici o vorbă. E ca iar și înseamnă propagandă care trebuie să-ți bagi acolo frică. Nu a existat o secundă. Puteți căutați, dragi oameni buni care sunteți sceptici referitor la ce spun eu. Căutați pe net ce părinte numărul 1 și părinte numărul 2. Scriți legea europeană cu privire la părinte numărul 1 și părinte numărul 2. Scriți pe Google. Și duceți-vă la articole, chiar la sursa de bază, la legea Uniunii Europene. Bun. Opa! На самом деле, с виду потрясающе женственные, хрупкие девушки, они на самом деле внутри бойцы, которые отстаивают главное свой культурный код и независимость и суверенитет своего народа, своей страны. Да. Вдомне, да. Браво. Măi, dar stai că nu ne-am pregătit, dar vreau să mă uit la Cafcaliuc totuși, care a fost Cafcaliuc anunț. El are undeva? Opa! Tati de președinte al partidului politic. Măi, deci fiți atenți. James Gheorghe Cafcaliuc, în Londra, pe fundal vedem Big Ben-ul, ceasul. Da, asta e că eu n-am fost la dânsul. Cred că asta e Big Ben-ul, nu? Și el cu... Măi, domnul Cafcaliuc, măi. Măi, de câte ori te-ai uitat la James Bond? Cu papion, măi, cu papion. Măi, cum și-o luau te-l costumul și-l bun ca să vină pe gazon în fața Big Ben-ului în Londra, ele. Ok, ia-n zi. În calitate de președinte al partidului politic, acasă construim Europa. Ce partid, măi? Acasă construim Europa. Partidul, președinte de partid. Care, ce partid? Cine mai este? Mai este cine am partidul ăsta? Mai există partidul ăsta? Am înaintat la birou permanent al Partidului Pace propunerea ca să participăm la referendumul național cu opțiunea pentru integrare în Uniunea Europeană. Bravo! Hai cu toții un rând de aplauze pentru Gheorghe Cafcaliuc. Deci dacă și el spune asta, înseamnă că se poate. Am luat această decizie pentru că suntem un partid pro-european și viitorul copiilor noștri nu poate fi afectat de ceea că mai Sandu sau PAS vor să folosească acest referendum în interes personal. Țara nu trebuie să fie afectată de faptul că Maia Sandu... Da, o chestie logică, da, într-adevăr, da, da. Chiar dacă considerați că e un moft al lui Maia Sandu acest referendum, da, nu puteți stricați viitorul copiilor voștri pentru că vă spare vouă că e moft. Da, ok. Uniunea Europeană nu înseamnă Maia Sandu și PAS.
Uniunea Europeană, ca și Republica Moldova, au fost până la Maia Sandu și la Paz, sunt acum și vor fi și după Maia Sandu și Paz. Uniunea Europeană înseamnă civilizație, dezvoltare, justiție, infrastructură. Măi, dar cine, cum mai, doamna Svetlana Sainsus, cum v-ați uitat la nenea asta totuși? Eu nu pot să înțeleg, ce a cucerit-o, cu care-i... Ia uitați-vă aici ce inimioară. Vedeți cum se construiește inimioară și din sacoul lui? El e în fel de... Doamne. Aici în Europa, e civilizație, e frumos. Locuri bine plătite, pachetul sociale, și un trai decent la noi acasă. Construim acasă Europa pentru viitorul copiilor noștri. Bravo, domn Cavcaliuc, bravo. La urmă n-o putut să-i spună când să oprească, a fost... Sau n-o putut stai. Este capcat, domnul Cavcaliuc. Trebuie să mai ieși încă... Știi când... de el singur s-a filmat, măi! Iau, și eu nebun, mă gândeam și ne filmează. Singur, că nu vedeți că e static, e pus pe un... Și-o cumpărat stativ. Măi, Gheorghe Cavcaliuc e tiktoker. Cumpărat stativ. Da, măi. Bravo, domnul Cavcaliuc. Vă susținem, eu vă susțin. Bun... Ce mai? Măi, eu am văzut, ia stați un pic. Am văzut la Emilian Crețu și am salvat din mustru. Spuneam să vă le arăt, spuneam să vă arăt. Și nu v-am mai arătat. Pentru că eu eram curios, măi, care e poziția lui Emilian. Sincer, eram curios. 20 octombrie este o zi foarte importantă pentru viitorul nostru și pentru viitorul țării noastre. Noi toți ne dorim un viitor mai bun. Și acest viitor mai bun, cu siguranță, este Uniunea Europeană. Bravo. Eu personal, pe 20 octombrie, o să merg la referendum și cred că fiecare dintre noi, indiferent de ce limbă vorbim sau din ce etnie facem parte, trebuie să mergem să votăm acest viitor. De la jurnal l-au impus. Nu există așa ceva. Nu există de la jurnal să poată să impună cuiva... Sau nu știu, poate cuiva. Clar, lui Emilian clar nu poți să-i impui. Dacă nu ar fi de părerea asta, n-ar face chestia asta. Cum nici eu n-aș face dacă n-aș face exact ceea ce consider eu că, sau în ce cred eu. Plus la asta era, că nu asta era cel mai important ce am vrut să vă arăt. Oleu. Jeta! Jeta! Ce vrei? Nu știu, vrei ca să te pocânesc. Trebuie și faci tot amul. Ce vrei, ești? Și zi-mi pușcătură a fost asta. Ce vrei? Trebuie și coace. Și? Ești așa este frumușele aici iar. Auzi că nu-ți aleagă nici copiii ăștia. Auzi? Ia spune tu, Lumânca, ce facem noi mai departe? Tu te duci și te culci, dar eu m-am dus mă pup cu ghena. M-am pat două ori. La, hai să reușești. Te puci și nu numai să te puci. A, o trântit poarta. A, ok. Ce facem, dragul mâncă, cu țara asta, dacă trebuie Europa? Uși, spune pe internet. Că dacă se întreabă acolo, gata, să ne interzică obișeiurile și tradițiile. Dar eu vreau să mor frumos. A luat și batiste la gropari. 44 de podrușoare. Vreau cu o limă cu pampasele să ne interzică. Bunica, Europa n-a sâmbit la pampăsâca matale. Europa promovează valorile și cultura noastră. Așa? Așa și tradițiile și tăi. Dar știi, Sfântul Vasile, asâmbli băieței cu capra. Da, și cu capra, și cu țapcu, și cu bou, și cu șopârla, asâmbli. Apa așa. Glumile lui Emilian. Așa îți faci, așa. Da. Mă duc să mă pup cu ghena. Măi. Tăti, ce-ați facem noi cu fructele, legumele și perjă bune avem noi? Faci o povidlă, mua, iurix. O și pălagă pe dealurile noastre și unde ați livit. Bunica, în ultimii ani exportul în Europa a crescut considerabil. Eu aici am dat, că eu dădeam prin video, dădeam skip și aici am dat la... Exportul în Europa a crescut considerabil. Și piața este foarte mare. Așa, dar din deget. E bun, e foarte bun. Ei, dacă așa e, mai merge. Parc. E ca să te mai întreb. Că și cum e ghena acolo. Ba, da. Că nici un rușinic pe vremea mea nu era așa. Dar știu și vrei să mă întreg, știu. Ăștia, măi,
Coschel, greieri, bărbat cu bărbat ascensoare, ați fost obligi țara noastră. Europa, nu, Europa nu obligă țările ca să adopte legea ascensoare, bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. Fiecare țară decide dacă da sau nu. Așa și este. E bun, dar e bun. Numai că, Emilian, eu nu știu cine a montat, cine a lucrat la montaj, dar se putea lucra un pic mai bine la montaj. Lor le place și firul nostru. Nu că le place, îl vieu tare binișor. Am sau, că dacă le place să vii la mine, când eu rămas din an, trei studii, că să vii să-l copii. Azi vii mâini dimineață. Dacă nu ați fac floare, am un gen, vorba și aia, Da, bun, în stilistica lui Emilian, mă bucur tare că a făcut video ăsta. Au public care, la care eu nu am acces, au public la care, pentru care eu sau alți vlogger nu au niciun fel de autoritate. Și atunci e foarte, foarte drăguț că fac ei chestia asta, printr-o chestie, na, într-un video oarecum și emoționant, ca și cum că e și bătrâna care nu știe și așa amuzant, dar mă, numai bine. Și am mai văzut asta. Asta a fost, cred, primul lucru, pentru că eu nu știam, până la urmă, eu nu știam care e poziția lui Emilian referitor la referendum. Făcut stories. Da, eu cred în Uniunea Europeană și sper cât mai curând țara noastră să devină membru. Eu, este respect. Alegerea mea pe care mi-o asum și vă rog frumos, nu încercați să amușnia iuriți pe stânga așa. Am tot dreptul să cred în cine vreau eu. Voi, mai strân, eu îmi dau seama că la Emilian există oameni care, când spun el că pro-UE sunt oameni care, uei, Emilian, și te bagi în politic și faci de genul ăsta? Că el spune așa să nu ne iuriți. Eu mă bucur că, dar la mine tot a fost că oamenii erau obișnuiți că eu sunt doar distractiv. Dar nu, eu pe lângă faptul că sunt distractiv am preocupări de cetățean. Adică nu poți să-mi spui tu că nu te băga în politic. Pentru că nu mă bag în politic. Mă privește direct. Privește direct viața mea, continuarea vieții mele. Dacă se întoarce vreun pro-rus sau cineva care are interese obscure, îmi afectează direct viața. Deci nu mai poți să mai spui nu te băga în politic și dar nu mai spune tu despre integrarea europeană. Cum adică? E viața mea în joc. E real, viitorul meu. Dacă credeți în Uniunea Europeană foarte bine, dacă nu la fel foarte bine. Este nu e foarte bine, adică nu știu, poate Emilian nu vrea să supere. Nu e foarte bine, sau bun, poate părerea lui, dar nu e foarte bine dacă nu vreți. Dacă nu vreți, cel mai probabil sunteți dezinformați. Asta e unica chestie. Pentru că dacă ați fi informați, ați vedea că nu există niciun argument pertinent să spui că nu Uniunea Europeană în momentul de față. Asta e tot. Asta e ca și cum găgăuzia beneficiază de o sumedenie de granturi europene, dar ei sunt dezinformați și astfel îi spun că da, eu nu vreau Uniunea Europeană. Păi dar cum, da, cum vrei tu? Da cum vrei? Adică tu vrei banii din Uniunea Europeană, dar ce? Și în timpul ăsta să faci ce? Să zici tu că da, eu fac și vreau, eu ni totuna, eu bani dați, da. Nu, că viața funcționează într-un fel. Pentru a face bani, tu te duci la lucru, pentru că așa lucrează viața. Nu poți tu să... mai scurt. Legerea voastră. Noi suntem liberi să gândim cum vrem noi, fără ca să fim influențați pe cineva. Eu nu vreau să influențez pe nimeni, eu doar zic că eu sunt de părerea și sper că țara noastră o să fie cât mai curând membră UE. Pentru că este șansa noastră pe care nu trebuie să o prea... Adevărat. Dar cu asta cu influențatul, nu. Eu cred că noi trebuie să influențăm atâta timp cât influențăm prin lucruri reale. Când influențăm prin minciuni, înseamnă că suntem niște mincinoși. Când influențăm, pe că cum ai făcut Emilian în video și ai spus că în Uniunea Europeană exportul e majoritar în țara noastră, e un fact. Adică nu e ceva. E o chestie, e un lucru real pe care îl transmit. Nu înseamnă că dacă aș influența cu minciuni, spun că Uniunea Europeană a să ne închidă exportul dacă intrăm în Uniunea Europeană. Atunci e o minciună, nu o spui. Nu ai voie să influențezi în felul ăsta. Așa? Punctul meu de vedere. Tocmai de-aia pe 20 octombrie am să mă duc la referendum. Șapo! Nu vândem să o faceți, să faceți ce vreți voi, că după asta nu stai din cap, că Emilian, că nu știu... Vândem eu să o faceți, nu înțeleg de ce e Emilian, nu înțeleg, eu sincer nu înțeleg de ce are... Cred că i-a sărit lumea în cap, cred că i-a sărit lui Emilian lumea în cap, că și te bagi în politic sau ceva de genul ăsta, nu-mi dau seama, deci are, că se vede că are reticența asta, nu mai spune, nu mai vrei să mai spună. Ce ciudat! Adică, de ce? Nu vândem, dar eu as fac. Bun, eu, oameni buni... Alături de aceste declarații ale lui Emilian, vă îndemn să faceți. Și asta este alegerea mea și cred că oamenii cu o leagă mai mulți neuroni decât unul, sunt de părere că așa și trebuie, așa e viitorul nostru. Trebuie, nu e. True. Și încă o chestie importantă pe care vreau să o țineți minte. Deci eu când zic că vreau un UE, eu chiar vreau un UE, nu că am fost plătit de UE ca să zic că vreau un UE. True. Eu vreau un UE, pentru că eu știu ce înseamnă UE, am fost, mi-a plăcut și de atâta și vreau.
Asta e faza, având în vedere că Emilian în casa lui probabil are materie sau materiale din toată Europa asta. Adică e materie primă care, iarăși, o chestie de logică naturală. Nu poți să spui că tu nu vrei în UE, cât timp tu te duci în vacanță în UE, cât timp tu îți iei mașină din UE, cât timp tu la tine în casă îți iei, cum știem asta la Emilian, că și-a adus liustra din Istanbul, cât tu îți iei materie primă din UE. Nu poți spui că da nu vreau în UE. Smâsle, adică da cum vrei tu să te folosești de avantajele Uniunii Europene, dar să nu vrei să contribui și la responsabilitățile pe care, da, poate ți le impună Uniunea Europeană sau ți le recomande. Bine, mulțumesc pentru încredere. Cei care mă credeți, ca eu nu, mă doare la fluier, v-am zis. Viitorul nostru este în UE. În UE, UE, Europa, Europa. Da, eu cred. Da, susțin, așa. Ce era aici, am să văd eu asta la... Apropo de Europa, dacă toți suntem aici, am văzut azi că a postat TV8-ul. Ați auzit cu siguranță, începe doamna Mariana Rață, ați auzit cu siguranță? Auzit cu siguranță de zeci de ori. Ei, și unde sunt banii pe care ne i-a dat Uniunea Europeană? Auzim fiecare săptămână că am primit atâta bani, dar unde banii asta? Cineva poate răspunde la întrebarea asta? Unde banii cheltuit? Măi, asta cu... Eu n-am auzit-o. Eu nu credem că există care zic unde sunt banii din Uniunea Europeană. Eu nu credem chestia asta. Am auzit ori că ați și rău în Uniunea Europeană, ori că nu, ori că... Dacă ne dau bani și unde sunt banii, dar ce vrea să spun? Că sunt în buzunar la spânul sau care-i faza? Și am zis, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova... Europeană a oferit Republicii Moldova până acum circa 2,2 miliarde de euro. Suma cea mai mare pe care Republica Moldova a primit-o de la vreun partener extern. Cele mai multe proiecte au ajuns în Chișinău. Iar pe locul 2, ca și destinație, nu o să credeți, este Găgăuzia. Deci, Alexandru Stoianoglu, soarele pe cer... Alexandru Stoianoglu, care e din Găgăuzia, da? Spune că nu știe unde sunt banii europeni, când a doua localitate, regiune pe listă este Găgăuzia. Din 2,2 miliarde de euro, Alexandru Stoianoglu, eu nu știu unde sunt banii. Ce se întâmplă? Că unde sunt banii de la Găgăuș? Maia! În Găgăuzia prorusă, în ultimii 8 ani, au ajuns peste 41 de milioane de euro. Unde sunt banii Uniunii Europene? Iată, în aceste spitale, grădinițe, școli, teatre, drumuri renovate și iluminate. Apropo, domnule Stoianoglu, de fiecare dată când mergeți în Găgăuzia, profitați și dumneavoastră de o mare investiție din fonduri europene, drumul de ocolire al orașului. Da. Plus că, băi, te duci în Găgăuzia și vezi, dar te duci în orice localități din țara asta, te duci prin orice localități din Moldova asta, departe de Chișinău, și găsești ori o școală reparată cu ajutorul fie Uniunii Europene sau a americanilor, ori o clasă mai dotată cu tehnologie, ori... Nu, băi, Stoianoglu întreabă unde-s banii să-l iei la... Să te boli fiecare așa, să te urechi. Ia-mi să văd ce-a postat Maia Sandu. A postat un clip video cu 4 ore în urmă. Și mai zici iar, doamna președinte. Mereu, nu doar în alegerile din 2020, am vorbit despre cât de important este să avem dreptate, ordine și disciplină. Am promis că voi munci pentru a face dreptate și că instituțiile statului vor lucra pentru oameni. Nu m-am abătut de la acest drum, chiar dacă mai avem de lucru. Am avut provocări serioase, mai ales războiul de la hotarul nostru, însă instituțiile statului și-au îndeplinit misiunea și au asigurat ordinea și siguranța cetățenilor. Instituțiile statului nu mai sunt subordonate unor interese private și urmează interesul național. True. Sistemul de justiție... Adică, true în sens... Parcă am fost și vreun ministru. True în sens că asta cred, asta simt. Adică nu neagă nimeni că tot acei moldoveni cu interese au rămas în foarte multe structuri. Dar eu sunt de părere că la conducere, majoritatea oamenilor care stau în fruntea instituțiilor de vază și de bază ale acestei țări, sunt oameni unești, asta voiam spun. Subordonat politic multă vreme și corupt de cei care au vrut să captureze statul, acest domeniu a fost ținut departe de reformele adevărate. Chiar dacă după înlăturarea regimului oligarhic, sistemului i-a fost redată independența, acesta
nu a avut dorința și capacitatea să se curețe de corupție. Fix asta ce spun că cred. Se vrea de sus, tocmai asta e faza, că de sus se vrea schimbarea, doar că nu poți să-i închizi pe oameni, că asta ar fi dictatură, ceea ce noi nu ne dorim niciunul dintre noi. Și nu poți să-i, trebuie să încerci prin temeiuri legale să încerci să-i... Mulți oameni din sistem au încercat să folosească independența pentru a extrage ilegal și mai multe foloase personale. Este clar pentru toți, cu un sistem în care se regăsesc judecători și procurori corupți, nu ai cum să reușești în lupta împotriva corupției. De aceea am început schimbarea de aici, de la curățarea sistemului de justiție. Au fost curățate de corupție organele de autoadministrare, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, care au responsabilitatea să... Da, și acum oamenii spun că da, curățirea de fapt înseamnă să vă puneți oamenii voștri acolo. Ce înseamnă oamenii voștri? Dar eu îs omul lui Maia Sandu. Ce înseamnă să pui oamenii tăi acolo? E că eu îs omul lui Maia Sandu. Cum sunt mai exact omul lui Maia Sandu? Că gândesc cam aceleași valori. Bineînțeles, ne diferențiază lucruri. Cred că avem lucruri, discuții, am putea avea discuții în contradictoriu cu Maia Sandu. Dar cum adică au pus oamenii lor? Ce înseamnă? Care au viziuni pro-europene? Asta înseamnă oamenii lor. Nu, oamenii lor ar însemna să aibă legături directe cu Plahotniuc, că își pune oamenii lui. Nu cu viziuni pro-europene, nu. Oameni care erau implicați în scheme. Numai așa. N-am de unde să știu într-adevăr 100% că nu sunt oamenii ei în sistem. N-am de unde să știu 100%. Dar mi se pare că noi... Ce înseamnă oamenii lor? Adică... Mai scurt. Să asigure mai departe independența, integritatea și funcționalitatea sistemului de justiție. A început procesul de curățare a Curții Supreme de Justiție, majoritatea judecătorilor cu probleme de integritate au plecat, iar în curând vom avea o curte compusă doar din membrii care au trecut procesul de evaluare a integrității. Procesul de evaluare a fost inițiat și la Curtea de Apel Chișinău și la Procuratura Anticorupție. O mare parte din judecătorii toxici care organizau și protejau corupția în sistem, inclusiv toți cei care au votat pentru anularea rezultatelor alegerilor locale din Chișinău, au fost eliminați din sistem. Astăzi putem spune că acea încrengătură mafiotă și asta e că se întâmplă să excludă pe cineva din consiliu judecător să fie scos din sistem. Și acel judecător, că am mai văzut, mai sunt judecători ăștia care fac pe Facebook filmul postări, că m-au dat afară pe nedrept, nu este corect, este dictatură în țara asta. Și noi ca cetățeni de rând, ca muritori de rând, nu știm exact în ce a fost implicat acel judecător sau procuror sau n-am de unde să știu. Și mai spune domnul Călugăreanu sau mai spune Andrei Bolocan. Dar băi, dar asta e cei care au făcut nu știu ce acolo. Asta e cei care au fost implicat în schema și aia. Dar noi ca oameni de rând nu știm. Și iese pe urmă Gheorghe Gonța cheamă la emisiune pe, nu știu, vreo judecătoare sau vreo procuroare. Judecătoarea începe să se pună într-o lumină bună. Gheorghe Gonța o lasă și oamenii zic: "Opa, dictatură în țara asta. Cum să nu fim nemulțumiți?" Nu, femeia și aia au încercat să te freșe. Femeia și aia ți-a făcut rău în țară. Eu a fost implicat în vreo schemă. Discută timp de 30 de ani, care acționa pe bază de interese, influențe și corupție în justiție, nu mai există. Această infecție cronică a mai lăsat rămășițe toxice în sistem, însă nu vom renunța să luptăm pentru eliminarea lor completă. Go. Pe câteva dosare importante sunt și rezultate. Sunt mai multe decizii de condamnare pe furtul miliardului, inclusiv una definitivă. A fost întors în administrarea statului aeroportul internațional Chișinău. A fost impuse Eu am mai spus, faptul că aeroportul a fost întors în gestionarea statului, dacă se întâmpla asta pe vremea lui Dodon, el cu asta avea să iasă în fiecare interviu. Deci în fiecare interviu Dodon avea să spună. Și haideți să ne știm, știm foarte bine a cui era aeroportul. Și cine l-a adus? M-am bătut zi și noapte ca să aduc aeroportul înapoi în gestiunea statului. M-am certat în masă. Și chiar și colegi de partid, chiar e că zilele astea m-a sunat Vladimir Voronin.
dar eu am reușit, că v-am promis. Așa era să fie. Dar așa parcă, nu știu, din cauza că sunt mai onești în comunicare și mai slabi în comunicare, a fost o chestie, am întors aeroportul. Ok, și ce? Dar nu așa și trebuie? Așa și trebuie. Sechestre în valoare de 7,9 miliarde de lei internațional Chișinău. A fost impuse sechestre în valoare de 7,9 miliarde de lei. Bani care vor putea fi întorși statului. Când? După ce instanțele de judecată vor aplica sentințe de condamnare. Aha. Am făcut și noi 7, ceva miliarde. Când ne-am întors în tot miliardul de euro? Asta înseamnă... Cât e asta 7,8 miliarde în euro? Să-mi spuneți, vă rog... Erori în acest proces complicat? Cu siguranță. Care? Însă am pus... Da, care? Nu, doamna Maia, de ce nu vă spun? Asta e întrebarea mea atât timpul. Doamna Maia, vrem doar să le auzim, doar să auzim aceste greșeli pe care le-ați făcut. Noi vrem să știm chiar că ne spuneți chiar voi, chiar că uite, asta e o greșeală. Ne asumăm, am înțeles din ea, uitați-vă ce facem ca să o corectăm. Asta e o greșeală, uitați-vă cum am făcut aici și probabil asta, da, o considerăm o greșeală și, sau o eroare, sau o incompetență, sau e normal să se greșească, dar spuneți cu subiect și predicat care. Lumea o să fie mult mai cu dumneavoastră dacă o să spuneți chestia asta. Conducere nu dictează sistemului de justiție ce decizii să ia. Azi furturi precum cel al miliardului nu se mai pot întâmpla în Moldova. Trebuie să finalizăm curățenia în sistem, să nu ne oprim la jumătate de drum. Justiția este probabil cel mai complicat domeniu și cu cele mai mari așteptări. Așa și trebuie să fie. Noi vom continua să ne mișcăm în direcția corectă, așa încât legea să fie în capul mesei și justiția să funcționeze. Doamnă Maia, dați-mi voi să vă fac eu un text. Să vă fac un text. Nu știu, parcă tot doamnă Maia, ați spus că asta e o greșeală pe care ați făcut-o, că e normal să faci asta, dar ați spus că în 4 ani curățăm sistemul. Înțeleg că era ceva spus, ceva poate nerealist și poate chiar și voi erați conștienți că nu e așa, că nu e real să faci asta. Poate n-ați fost gata de blocajele din sistem. Dar spuneți-ne acum, e ca un fel de... Nu, hai ca să scriu un text și îl trimit pe adresa... Președinției. Eu vă înțeleg, dar sunt convins că sunt oameni care se uită și spun că da, păi, Maia Sandu, da, tu ne-ai zis că tu faci asta în 4 ani zile. Ce ocazie nu ai mai făcut? Știți ce-i vreo 2 oameni? Nu mulți, că eu cred că majoritatea totuși înțeleg, că nu suntem chiar bătuți în cap. Dar sunt vreo 2. Și trebuie de ajuns la șies. Le spui că, băi, da, am zis, dar uitați-vă. Așa. Good! Hai să ascultăm video-ul ăsta. Atunci ca... vizibilitate, noi eram într-un fel sau alta, chiar înaintea României, în perspectivele de aderare și la Uniunea Europeană și Euroatlantic. De data aceasta nu am pierdut ultimul vagon din ultimul tren. Băi, orice ar spune lumea, eu consider că Natalia Gavriliță a fost o prim-ministră bună. Părerea mea, asta e părerea mea. Pentru integrarea europeană pe următoarea sau pentru următoarea generație. Deci, în calitatea mea de prim-ministru, în toamna anului 99, urma să avem un șir de întâlniri. Am avut întâlniri cu prim-ministrul Italiei, după aceea urma cu Joschka Fischer, ministrul de externe a Germaniei, și trebuia să, înainte de Helsinki, să am o discuție sau o întâlnire la Washington cu Albert Gore, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, care și el m-a telefonat și mi-a spus un fel de welcome. Deci, Moldova era un răsfățat a Europei și ca rezultat... Mai muzica asta, mai ziarul de gardă, mai... Măi, muzica asta. Și nu mai poți pui o muzică. Deci înțeleg, vrei ceva motivațional, dar chiar n-auzi că nu se lichește. Toate acestor demersuri prima. Și asta în primul rând că asta e ceva de final, de amă. Tum 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 tum, și asta e finalul. Tum 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 și ne integrăm. Tum 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 tum. Nu poți pui de la început, la primul minut, el de amă parcă se termină chinou. Ma ședință mixtă interguvernamentală între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană urma ca în documentul final de la Helsinki să fie menționată
Republica Moldova ca țară eligibilă pentru procesul de integrare europeană. În 99. Gata. Și urma să se declanșeze ceea ce de fapt s-a întâmplat. Băi, deci eu țin minte numai două generații așa de... S-au pornit și s-au oprit. Dar de fapt ies din 99. La acum anul acesta cu un nou răsfățat a Europei. Deci, nu pe criterii de performanță, pentru criteriile de performanță încă urmeau performanța să o livrăm, cum și astăzi, dar era un fel de check and out, să spunem așa, Republicii Moldova, din partea Unii Europene, pentru a începe procesul de integrare europeană. Mai s-a întâmplat ce s-a întâmplat, guvernul a fost destituit de o alianță monstruoasă, cum să spunem așa, care nici nu măcar nu era afiliată direct cu anumite partide, erau din toate partidele, condus într-un fel sau alta de Iuri Roșca și președintele de atunci, Petru Lucinski, ambii agenți de influență a Federației Rusă. Unul for real? Mai de anvergură, cum era Petru Lucinski, fost secretar al Comitetului Central. Deci noi eram aproape de integrare și tot rușul reușit să ne scoată din drumul nostru european? Era ancorat foarte profund și financiar, familia, în Federația Rusă și agentul de execuție, Iuri Roșca, care a acționat. Băi, suntem efectiv blestemați. Și tot, probabil tot din dezinformare. Dezamăgiți, suntem dezamăgiți. Pe ce ești dezamăgit, mai omule? Pe ce ești dezamăgit în momentul de față? Că... destul de brutal, trebuie să o spunem. Și te oprești iară din drumul european și ruși își fac treaba. O reușit să te dezamăgească, își fac treaba. Hop, Europa înapoi, din 99. Și cinic și s-a văzut în timp. Eu am fost preîntâmpinat, am avut chiar și dosarele lui pe masă, dar, sincer vorbind, doar eram naiv. Nu am crezut că el... Alt domn naiv. Mai știm pe Natalia Morari, tot naivă. Este cu... A fost naivă, ne-a spus ea, nu că noi. Un agent cu acte reguli din anii 80. Deci el a executat niște lucruri. Până la urmă, cred că și acolo era și mental el amplasat. Tot celălalt a fost un spectacol. Eu să vă spun cu multă certitudine că atunci ca... vizibilitate, noi eram într-un fel sau alta, chiar înaintea României, în perspectivele de aderare și la Uniunea Europeană și Euroatlantic. Noi mergeam undeva în paralel. Ce este Euroatlantic? Asta e NATO? Deși nu atâta propagandă făceam, bineînțeles, dar eu eram convins că sistemul de securitate care Moldova trebuie să-l construiască, era legat de NATO. Republica Moldova era un caz mult mai simplu decât România. Și procesele sau schimbările necesare pentru Moldova erau mult mai ușor de implementat decât în România. Din 99, băi, din 99 puteam să facem treaba asta. Bun, știi care e faza unde eu mă mai liniștesc un pic și mă mai calmez? Că mă uit acum la români și mă uit ce candidați la prezidențiale au și parcă-s, băi, nici nu știu. Nici nu știu ce-i mai bine să lupt acum pentru drumul nostru european sau să știu noi că suntem în Uniunea Europeană, dar nu ne mai paște atât de mult riscul de a ieși din Uniunea Europeană și trebuia să aleg între niște incompetenți. Că nu cred că mă dă cineva în judecată din România, vreun președinte, vreun candidat. Dar da, asta cu noi chiar avem noroc de mai asandu, băi, 100%, să-mi spună lumea că-s plătit măcar, păi, pașlina. Nu mă interesează. Vantajul României sau semnalul clar a României de integrare europeană chiar n-a fost unul iarăși pe criterii de performanță sau a fost semnalul dat. Mai era, am făcut, sorry, o leacă de off topic. Dacă există cineva din România aici poate să confirme. Am uitat la o investigație Recorder pe seama lui Ciucă, pare mi se, Ciucă. Ciucă e un candidat la prezidențiale care el spune că este erou de... a fost colonel în nu știu ce război, în operațiunea de la... nu era el, de prin Iran ceva? Nasiria, exact, erou din Nasiria, exact.
Și el, ca și cum a luptat în Asiria, băi, bună tare chestia asta. Și a luptat alături de trupe italiene și trupe colonel Cașcafcaliuc. Ceva de genul, da. Și el spune că el e un mare erou, se autodeclară erou. Și pe mai aici de la Recorder iau interviu de la colonii italieni și de la conducătorii italieni de acolo și întreabă, băi, ce făcea România în această operațiune de la Nasiria? Ce făceau? Și ăștia în italieni spun că, băi, nu prea făceau nică. nu prea se implicau, li s-a dat ordonanță să nu prea se implice, să stea așa, să păzească dacă ceva. Și el vine în România și spune că eu sunt erou, eu am luptat la Nasiria, când de fapt nu a făcut mare lucru. Nu, nu, eu am luptat acolo. De reuniunea de la Snagov, așa. Compactul de la Snagov, când toate formațiunile politice au validat această idee de integrare europeană sau acest proiect național. Chiar până la Snagov erau foarte multe temeri legate de poziția celor de stânga care încă erau cu gândul la Moscova sau dominați de Moscova. Deci Moldova a fost un caz mult mai simplu în viziunea europenilor pentru a da un exemplu de bune practici și de integrare rapidă a unei țări. Cât am fost studentă, am tradus la întâlniri oficiale. Și foarte bine îmi amintesc că, studentă fiind, o întrevedere la nivel destul de înalt, unde... Măi, chiar străiești, într-adevăr, închipuiți-vă, Natalia Gavriliță, studentă, era studentă când traducea la întâlniri de nivel înalt și a ajuns să fie prim-ministra țării, tot cu scopul de haide să ne integrăm europenește. Oficiali străini le-au spus oficialilor din ministerul nostru de externe, așa, că este probabil ultimul vagon al ultimului tren pentru integrare europeană în următoarea perioadă. Era anul 2000. Și chiar atunci știam că pentru țara mea o cale de dezvoltare mai bună decât integrarea europeană nu poate fi. De ce? Pentru că ea aduce nu doar prosperitate economică, dar și oportunități pentru fiecare persoană, pentru fiecare cetățean. Și iar, sorry, că mai spun asta, că problema noastră este de fapt că nu suntem informați. Păi să-i întreb la modul real și practic pe omul sceptic UE. De ce? Care-s dezavantajele Uniunii Europene? Să-l întrebi, nu-ți spune, băi, îți spune cu gay că... Închipuiți-vă la ce nivel de dezinformare sunt oamenii ăștia, că tu dacă îl întrebi, de ce, măi, nu vrei în Uniunea Europeană? Că gay! Măi, omule! Îți dai seama nivelul, că de asta spun că problema cea mare e dezinformarea, nu nivelul nostru de educație, că suntem... Bun, există și această problemă a educației, dar în principal... Este un model care se bazează pe drepturile omului, pe o societate mai justă. Și încă o chestie, băi, scuze, dar îmi vin tot idei. Vorbeam cu Radu, când a fost Nicu Popescu aici, și Nicu Popescu, care ne spune cum e în Uniunea Europeană și cum el acum e, ce e acolo în Parlamentul European și nu știu și îți spune despre bugete, despre, băi, om care vorghește lucruri serioase, lucruri, cunoaște omul, e om deștept care cunoaște, care e în tot oala și ei de acolo din Uniunea Europeană, nu știu ce, versus euroscepticii Marina Tauber, care e în Parlament, care se duci cu Maria Zaharova și spun raditel numer 1, raditel numer 2. Ce semn mai clar de atât vreți, oameni buni, că Uniunea Europeană e drumul cel bun? Deci te uiți la Marina Tauber cu Maria Zaharova, cum nisesc o nea, versus Nicu Popescu, care îți spune efectiv cum se lucrează, cum e în Uniunea Europeană, că el lucrează. Și îți spune, băi, acolo cu bugetele, acolo așa, acolo cum s-a blocat Marea Britanie din cauza că a ieșit din Uniunea Europeană, cum... No, noi ascultăm pe Maria Zaharova. De asta repet, dezinformarea, asta e problema. Permite fiecăruia să-și realizeze potențialul. Am mai auzit asta că odată cu intrarea în UE vom mânca insecte sau făină va fi la fel cu insecte, că așa s-au votat în UE. E pornită de la un strop de adevăr, apropo.
E pornită de la un strop de adevăr, nu în sensul ăsta, dar fac cu oamenii experimente cum e mai ecologic, dar tot straniu, știi că în China mănânci germi, lilieși. Aici, nu, Uniunea Europeană are o piață foarte bine reglementată la ce consumi, cum să fie produs consumat. Asta e foarte straniu. Că noi în Moldova e posibil să mâncăm, dacă nu suntem, nu ne supunem unor reguli riguroase, nu e posibil să mâncăm cele mai mari dar nu suntem din Uniunea Europeană ca să mâncăm făină din insecte. Bă, calmează-te, băi, omule. Că acolo sunt reguli, nu mănânci de pe jos. După ce am absolvit masteratul, anume de asta am mers să fac practică la Comisia Europeană, în Directoratul General Economie și Finanțe, ECFIN, ca să înțeleg cum am putea noi în Republica Moldova ajunge mai repede în Uniunea Europeană. Așa. Și cel mai important, cum am putea utiliza acest proces de transformare care este integrarea europeană pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Pentru că, până la urmă, proiectul de integrare europeană este un proiect de dezvoltare. În acest context, am mers... Dar știi ce mă mai amuză? E că, uite, chiar și asta cu făina din insecte. Ia că închipuiți-vă că aude o femeiușcă la țară, asta ne pună să mâncăm insecte. Măi, dar Maia Sandu, Natalia Gavriliț, n-ați și el impus sau eu? N-ați și noi impuși să mâncăm insecte? Voi cum credeți, oameni buni, că noi luptăm ca să intrăm în Uniunea Europeană să mâncăm gândași? De ce, măi, oameni buni? Deși nu acceptați pur și simplu că nu suntem mai un pic mai informați decât unii oameni din canapele care nu stau să informeze, care nu au citit poate citirea despre insecte, care poate nu înțeleg și poate ascultă numai la prima mână și nu-ți duc mai departe, sau părinte numărul 1, părinte numărul 2. Adică crezi că eu vreau în Uniunea Europeană să mănânc gândași, germi? Să lucrez la Ministerul Economiei inițial, auzind că este o șefă de direcție generală sau o directoare care se numea pe atunci Maia Sandu, fiind responsabilă de monitorizarea implementării reformelor și mai ales de coordonarea asistenței externe. Evident că eu de fapt eram fața progresistă a guvernului care interacționa cu donatorii și cu partenerii. Măi, ce complicat mai vorbesc cu oamenii ăștia din politică. Partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, inclusiv cu consilieri ai Uniunii Europene. Toate acestea cred că au dus la selectarea mea în calitate de secretar al Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, condusă pe atunci de Vladimir Voronin, de președintele Voronin. Eventual tot... Da? Începem ușor, ușor. Acest proces, din păcate, a fost oprit în, atunci când s-au întâmplat 7 aprilie 2009. Aceasta a arătat că atunci când guvernarea doar declară drept deziderat integrarea europeană, dar nu trăiește cu adevărat valorile europene, atunci ne putem aștepta la o stagnare sau chiar la o randversare a progresului obținut anterior. Deci vrea să spună că Voronin a semnat pentru așa un soi de da, vrem Uniunea Europeană, dar nu avea intențiile astea. Deci juca la două capete, cum s-ar spune. Asta înțeleg. Ia uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani cu România. România e cu totul alt. Arată vizibil. Impresia artistică când vii în România este cu totul alt. Ce vorbești, domnul Sturza, că se găsesc oameni care să ne spune că bă, dar numai că băi, oameni din România în care eu n-am nicio încredere, care îi văd deodată, bă, frate, ce ai, bă? Bă, spune fratele tău, te băga, bă, basarabene. Păi, dar noi suntem, bă, bă, ne-au dat fabricile, n-avem nimic, bă, basarabene, bă. Ce aveți, bă? Bă, nu mergeți, bă, în Uniunea Europeană, noi vrem să ieșim. Păi, dar cine a făcut, bă, ne-a sărăcit țara, bă? Da, dar PIB-ul la voi e ca... Bă! Ce, bă? Bă, mă ascult, bă, mă ascult pe mine. Da.
Deci infrastructura, infrastructura socială, satele, medicina, chiar dacă ne plângem că nu-i prea educată, da, România, cum spunem. Da, deci problemele de securitate. Deci în net value care a venit în România este aproape 100 de, de miliarde care au schimbat la față. Ce mai... Noi avem 2,2 deja. E important, România, devenind o parte a unui club select european, au venit investiții. Au venit investițiile care au penetrat sectoare cu valoare adăugată, tehnologii, mașini, industria de constructoare de mașini, multe alte lucruri. A schimbat mentalitatea oamenilor, a adus, a educat o nouă generație de antreprenori, de angajați a corporațiilor internaționale. True. S-a schimbat limbajul, s-a schimbat fața oamenilor. True. Deci asta e, deci nu numai investim, nu pur și simplu, nu doar important ca să avem un umbrelă NATO, important ca noi să schimbăm mentalitatea oamenilor și cred că în mare parte, cel puțin la nivelul elitelor, clasei medii, s-a întâmplat. Lucrurile astea se puteau să se întâmple și în Republica Moldova. Unul dintre cele mai mari handicapuri care în continuare le are Republica Moldova, cum spun eu, care a rămas stația Terminus a Unii Sovietice, din punct de vedere a logisticii, energetici, transport și multe alte lucruri. Că noi am rămas cu fața înspre Imperiul Sovietic și nu ne-am întors față. Abia acum facem linii de cale ferată sau, mai bine zis, energie, transport, gaze și așa mai departe. Abia acum. Avea să fie cu totul altceva. Și cred că noi, cel puțin o jumătate din cei care au plecat, rămâneau în țară. Țin își dau seama că astăzi în România s-a trecut de balanța când salariile europene erau atractive pentru a emigra. Astăzi, pentru prima dată, anul trecut, mai mulți s-au întors în țară decât au plecat. Opa, na, înseamnă că se poate, înseamnă că se poate. Da, da, zic Natalia Morari, da, vedeți? Dar la noi invers, la noi se duc din țară din cauza lui Moyo Sondu. Și eu am făcut un test cândva câțiva ani în urmă, discutam cu românii de situatare și îi întrebam ce salariu pentru voi ar fi suficient ca să vă întoarceți în țară. Nu știu, întrebarea asta au spus 800. Au spus 800 de dolari. Și vă rugiți, băi, vedem cușnii răspune 3.000-5.000 de euro, tu îmi zici că... 800 de dolari? Nu știu ce să zic. E euro. Ei, când a atins România 800 de euro, a început românii să întoarcă în țară. Nu știu, e un sondaj personal făcut de domnul Sturza, cred că 800 de euro că să te întorci în țară. Eu cred că noi suntem mult mai aproape. Dar 800 de euro că să întorci în țară. Măi, dar și mie îmi pare, mie sincer îmi pare că noi am ajuns la momentul în care nu știu dacă mai merită să... Adică da, eu înțeleg, te duci peste hotare și lucrezi și... Deci nu știu dacă mai merită în contextul în care... Eu cred că dacă rămâi acasă, dacă stai în Moldova și lucrezi ca calul, că așa te duci să lucrezi la Europa. Tu la Europa te duci la Zarabotcă. De asta și-i spune la Europa. Deci dacă ai lucra acasă ca calul, cum lucrezi acolo, n-ai ieșit nicăieri, ai stac, mulți moldoveni se duc încolo și lucrează foarte mult, vin acasă, trec pe la magazin, își fac cumpărăturile, vin acasă, bun, poate odată la sfârșit de săptămână mai beau un pahar de vin sau ceva. Și dacă să ai același stil de viață și aici, doar că aici nu-l ai pe stilul ăsta de viață, pentru că îți vine, ba un cumătru, ba un neam, ba mai faci un frigărui, ba, și aici ne pare mult mai valoros pentru viața asta, știi? Decât să te duci să faci bani, să faci, știi că vii acasă pe un cheltui bani ăștia, te duci acolo, faci. Nu știu, pe mine mă deprimă, sincer, mă deprimă. Asta, în niciun caz nu-i acuz pe oamenii care se duc și fac asta și... Zic doar că parcă îmi pare că noi de-am înșetișor, parcă și noi suntem la momentul că nu te mai duci la Europa să faci bani mulți. Pe de 800 de euro decât mulți și închipui. Eu am angajați care au frecvent salariu 800 plus. Deci este... Dar cel mai important pentru moldoveni... Și acum trebuie să mă gândesc că închipuiți-vă că intrăm în Uniunea Europeană. Știi? Adică noi acum avem susținerea Uniunii Europene. Închipuiți-vă că intrăm în Uniunea Europeană. Mesajul nostru este să le dăm speranță. Deci problema migrației este din două părți importante. Veniturile, da, și a doua speranță. Dacă oamenii ăștia au speranță că aici pot să-și construiască familie, să dezvolte, atunci ei vor sta în țară și vor activa.
Eu pot spune, îmi pare cu cei care astăzi se dau cu părerea, așa, că cel puțin 65% din cei care vor participa efectiv la vot vor vota cel puțin pentru integrarea europeană. Eu nu-l văd doar ca un instrument politic pentru actorii politici, pentru a avea un scor mai bun la alegerile prezidențiale. Îl văd totuși ca un test pentru noi de bunitate, în ce măsură noi chiar conștientizăm în ce zonă strategică este viitorul țării noastre. Și asta este evident pentru toți, că este Uniunea Europeană și integrarea europeană. Optimist. Lucru care a devenit și mai clar sau încoată, poate. Băi, eu tot, eu sincer tot optimist în sensul ăsta, doar că îmi pare că mă tem să nu cumva să ne lăsăm pe urechi cu gândul că las, că astrea, ca să iasă altcineva în locul meu. Că nu, o să fie oameni influențați de al de Chicu sau cine mai este de asta, hai să boicotăm sau reclama care va apare pe YouTube, nu uie acum mama ei de reclamă. Și e posibil ca din cauza acestor oameni să o dăm de gard, știi? Și faptul că noi după declanșarea războiului Federației Rusiei împotriva Ucrainei, noi nu avem alternative. Să știți că, uitându-mă în urmă, sunt convinsă că am făcut totul în puterile noastre ca să gestionăm bine crizele care au venit toate odată asupra Republicii Moldova și să gestionăm în interesul țării acel moment dramatic, istoric de când Rusia a invadat Ucraina. Noi aveam multe ședințe de pregătire pentru eventualitatea invaziei. Probabil că toți își amintesc că la știri se vorbea foarte mult despre trupele care sunt aduse de Rusia la graniță cu Ucraina. Foarte mult se vorbea că ne putem aștepta la o invazie masivă, ne putem aștepta la o criză de refugiați și fiind o guvernare responsabilă, am dedicat foarte mult timp. Da, v-a spus și Maia Sandu în interviu, da, trecută, că norocul nostru a fost că s-au făcut niște protocoale, sau cum să spun, niște protocoale cu ce se face în caz de vin refugiați, lucru care nu s-a făcut niciodată, sau în caz de război la graniță, lucru care nu s-a făcut în guvernările trecute, nu s-au obosit să facă chestiile astea, pentru că nu le trebuie. Și oamenii au început să facă ca să poată face față unei crize de refugiați. Timp pregătirii pe cât este posibil pentru aceste crize. Am avut și documente unde evaluam riscurile, evaluam capacitățile instituțiilor noastre. Evident tot. Vezi, și-ar fi straniu să fie o minciună, având în vedere că fix asta o zis și Maia Sandu, nu cred că... Adică fix asta o zis în interviu, eu cred că s-a filmat cam aproape unul de altul, așa că... Aceasta era făcut fără a induce în panică cetățenii noștri, societatea noastră, da, pentru că trebuia să protejăm economia noastră, țara noastră, cetățenii noștri de o eventuală panică. Evident că în acest context am discutat despre metodele de a gestiona criza refugiaților, metodele de a crește capacitățile noastre de apărare, în special în ceea ce ține de comunicare, protecție civilă, serviciile medicale, etc. Am lucrat foarte mult asupra securității energetice, cum vom asigura securitatea energetică a țării. Și în acest context... Vezi că, uite încă o chestie, pentru oamenii care sunt dezamăgiți. Uite, nu știu cum să faci, că de ce bani nu sunt dezamăgiți. Că au făcut trotuar și trotuarul se vede. Adică oameni care spun că au făcut curățenie niște documente absolut importante, pentru că dacă nu erau acele documente, criza refugiaților era mai gravă.
Îți spune că de sistemul energetic și cum a gestionat criza energetică și nu știu ce. Nu, nu, dacă nu pricep, dacă nu știu și asta. Într-adevăr, nu-i la vedere și nu prea mă... Dacă eu tocmai ce vreau și la Yves Ceban, nu-mi trebuie să-mi faci luminițe de suprafață. Lucrează la infrastructura serioasă a orașului, la baza lui. Eu să nu văd schimbările pe care le faci. Îmi pare că, în general... Asta e un take, poate prostesc, eu nu știu, nu mă pricep. Dar mie mi se pare că, în general, în primii 2-3 ani de mandat a orice, eu n-ar trebui să văd schimbările. Știi? Înțelegi ce spun? E un take prost? Poate e un take prost. Dar parcă îmi pare că, băi, în primii ani nu-mi da rezultate vizibile care, nu știu, să mă amăgești. Da, nu știu, poate minore în sensul în care, nu știu... Dar să faci la bază, să faci, să pui niște bază solide, niște chestii sănătoase de infrastructură socială, sistemică, energetică, nu știu ce, și așa mai departe. Parcă asta îmi pare că trebuie să faci în primul rând. Nu din primul rând îmi pui luminițe și parcuri, dar în primul rând faci canalizațiile și alea și faci piste pentru transport alternativ și faci cel mai... Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene... Evident că nu doar ei, dar în special ei, aveau multe discuții cu colegii ucraineni și noi cunoșteam foarte bine care este gândirea guvernării din Ucraina, dar și reacția partenerilor europeni. Plus că bine cu chestia mă vine în gând. Nu m-am gândit la asta. Dar noi încă mai punem în discuție ideea de a rămâne lângă Rusia, ca și cum tot independenți, dar lângă Rusia, fix cum a fost Ucraina. Adică Ucraina fix asta era. Ca și cum independenți, dar lângă Rusia. Și într-o zi, Rusia s-a enervat. Cum mai punem și noi în calcul, zicem, cu Uniunea Europeană să ne aducă războiul? Păi nu, tocmai invers a fost la Ucraina. Scenariul, ia ca să mergi pe scenariul Ucrainei. Tocmai scenariul Ucrainei a fost că ei au fost independenți acolo. Așa că eu vreau să stuc în Uniunea Europeană. Știi asta ca și cum ești au făcut. Nu avem voie să avem relații de genul ăsta, de prietenie, de asta, de șantaj. Și am considerat că este contextul istoric potrivit pentru ca Uniunea Europeană să spună foarte clar că da, Uniunea Europeană este un proiect al păcii. Eu sunt în continuare că Natalia Gavriliță are frica de a mai vorbi în public pentru că a avut vreo 2-3 apariții în care ca și cum, nu știu, din punctul meu de vedere nu a formulat, adică a formulat cum eu venit să formulez. Și îmi pare că de atunci are niște stopuri când formulează ceva. Și suntem gata să deschidem ușile pentru țări ca Moldova și Ucraina, pentru că credem că trebuie să fie pace pe continentul european și Moldova și Ucraina, la rândul lor, să spună foarte clar, noi vrem o dezvoltare pașnică, prosperă, bazată pe valori de democrație, libertate, drepturile omului și o ordine mondială care ține cont de suveranitatea și independența fiecarei țări, cât de mică ar fi. Mai scurt, ce-o vrut să spun doamna Gavriliță? Că Uniunea Europeană ne așteaptă în familia ei și noi, moldoveni și ucraineni, ar trebui să spunem că da, vrem pace și ne integrăm. Am aici. Doamna Gavriliță a fost traducătoare atunci, eu sunt traducător acum. Și... În contextul acestor ședințe unde permanent luăm anumite decizii care țin de gestionarea acestui context dificil, am luat decizia să depunem și noi cererea de aderare la Uniunea Europeană, deși erau... Având în vedere situația, am decis și noi să ne înaintăm candidatura. Voci, păreri că ar trebui să lăsăm doar Ucraina să... să-și exprime dorința de a adera la Uniunea Europeană. Evident că noi am insistat să spunem clar și răspicat, asta a fost în programul de guvernare, apropo, ne doream spre sfârșitul guvernării 2024 să depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană. Iată că
am reușit nu doar să depunem cererea de aderare, dar și să devenim țară cu statut de țară candidat și să deschidem negocierile. Băi, de ce eu nu știam informația asta, doamna Gavriliț? De ce abia acum aflu această informație? De ce ei aveau un plan? Ca și cum era o chestie, măi, ca și cum guvernarea avea în plan o chestie de asta. Stăm 4 ani la guvernare și în 2024 înaintăm cererea de aderare, de nu știu, de negociere, de candidat, de nu știu ce. S-a întâmplat să se întâmple războiul și noi să încercăm odată cu războiul din Ucraina să profităm și noi de această tragedie. Dar în sensul de, băi, luați-ne și pe noi, că și la noi e cam greu. Adică Ucraina, da, dar noi suntem alături. Noi, da. Este tragic contextul în care s-a întâmplat acest lucru, dar este important că am putut... Da, și chestia asta, închipuiți-vă că au fost oameni care au zis hai să nu ne integrăm, amu, hai să nu cerem Uniunii Europene să ne integrăm și noi, hai să nu facem asta. Și au fost ceilalți care tot înseamnă, când întreabă cineva ce a făcut Maia Sandu pentru integrarea europeană, eu cred că și aici guvernarea sau cine au fost oameni care au spus că nu, băi, totuși luăm decizia să facem asta acum. Deci hai să o facem. Hai să luăm decizia asta și să cerem Uniunii Europene să ne integrăm. Dar tot e un lucru pe care l-au făcut actuala guvernare și cine știe ce se întâmpla dacă era altcineva la putere. Că asta e până la urmă discuția. De ce actuala guvernare e bună? Pentru că își face treaba, efectiv. Nu că face minuni, magii. Utiliza această fereastră istorică de oportunitate și de data aceasta nu am pierdut ultimul vagon din ultimul tren pentru integrarea europeană pe următoarea sau pentru următoarea generație, pe următoarea perioadă istorică. Numai Uniunea Europeană, este evident. Și asta e măcar din interesul nostru egoist să ne construim un viitor pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Noi rămânem așa cum suntem, dar haideți să vedem ce se întâmplă cu soarta copiilor noștri. Da, cofinanțat de Uniunea Europeană. E vă plătit unii europeni. Am pus ștampilul și pe ziarul de gardă. Dar clar, dacă vă plătești europeni, clar că să spuneți că... Da, măi, da. Eu am mai auzit asta cu ultimul vagon. Ultimul vagon din ultimul tren. Și că acum suntem cam în ultimul vagon din ultimul tren. Și cam ar trebui să ne preocupe treaba asta și să ne pun un pic pe jar. Ia, băi, să ne uităm totuși la asta de pe Europa Liberă cu Voroni. Dacă tot mi-ați trimis cine mi-a arătat asta. Hai să vedem ce spune. Cum a început integrarea europeană a Republicii Moldova? De fapt, atât Voronin cât și comuniștii nu erau pro-europeni. Putem spune că a fost o europenizare conjuncturală și oportunistă? Conducerea Partidului Comunist a cerut marți fracțiunii parlamentare, dar când, băi, de când e scris articolul ăsta? A, 2014! Un articol din 2014. Conducerea Partidului Comuniștilor a cerut marți fracțiunii parlamentare a partidului să nu voteze ratificarea acordului de asociere la Uniunea Europeană și totodată a cerut demisia președintelui țării pentru că nu ar fi organizat un referendum privind semnarea acordului. Stai. 2014. Și era în 2014? Cine e în 2014? În 2014? Cine e președinte în 2014? Filat, ce Filat? Filat era la... Dar cine era președinte pe atunci? Da, și conta cine era președinte, așa? Timofti, nu știu, posibil. Deci încă o dată. Conducerea Partidului Comuniștilor, deci Voronin, a cerut marți fracțiunii parlamentare a partidului să nu voteze ratificarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Ah, noi în 2014 am ratificat acordul de asociere. Și totodată a cerut demisia președintelui țării pentru că nu ar fi organizat un referendum privind semnarea acordului. Se voia referendum atunci, vezi? Azi îl avem. Moldova va semna alături de Georgia. Măi, ce, uite cum uităm, dacă nu știm. Dar uite, se cerea, comuniștii cereau un referendum. Astăzi comuniștii au un referendum, dar ei vor să-l boicoteze. Soarele măs. Mai mult, într-o declarație de presă, PCRM se afirmă că acordul va duce la distrugere definitivă a economiei și degradarea socială. Discursul anti-european nu a fost întotdeauna discursul comuniștilor, mai ales dacă ne reamintim că în 2005, de exemplu, Parlamentul dominat de comuniști adopta o declarație care formaliza parteneriatul între partidele parlamentare pentru promovarea consecventă și irreversibilă a cursului strategic spre integrare europeană. Bam, bam, bam! Ok! Așa că ce a determinat schimbarea la fața a comuniștilor? Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu Ion Tabârță, vicedirector al Institutului de Analiză și Consultanță Politicon. Ion Tabârță.
Noi știm cum a început integrarea europeană a Republicii Moldova. A început după episodul memorandumului COSAC. Președintele PCRM și de fapt președintele țării pe atunci nu a semnat un document de federalizare a Republicii Moldova, iar acest lucru a dus la o deteriorare fără precedent a relațiilor între Republica Moldova și Federația Rusă și totodată la o atitudine personală foarte reticentă a lui Vladimir Putin față de Vladimir Voronin. Da, era o chestie și eu să mai laud Voronin cu chestia asta. Și am auzit istoria asta, mi-a spus-o cineva, că era pe punctul de a semna, erau tăți acolo de-am gata în cabinet, tăți oficiali în cabinet, Voronin să semneze federalizarea. Dar era ceva, o pagină ascunsă sau nu știu cum era. Era o chestie ascunsă ceva acolo, că unul dintre deputați sau dintre apropiații lui Voronin a zis: domn Voronin, ia stai o leacă, la pagina asta ceva e scris, ai, ai, ai. Și Voronin s-a uitat acolo, mai istoria sună și așa, că de-am gata, rușii, Putin trebuie să vină, pare mi se, să sărbătorească aici împreună. Ceva era, era ceva de genul ăsta. Putin ia ca ia ca vine și el. Măi, istorii este foarte interesante. Și Voronin vede asta și zice: eu nu se blez așa ceva. Eu așa că nu se blez. Dați asta. De ce ți-l pute să toarcă înapoi? Și Putin întoarce avionul și se întoarce înapoi în Moscova. Nu știu dacă atât de palpitant, dar pare mi să așa ține minte eu istoria. Da. Deci așa nu s-a mai federalizat. Ce voia de fapt semneze Voronin, tot nu știu, nu-mi dau seama, nu țin minte ce era. Că niște foi erau acolo pe care să le semneze, printre care și federalizarea. Acest lucru l-a impus și în contextul realităților geopolitice din zonă. Revoluția rozelor din Georgia și revoluția oranj din Ucraina. Să schimbe vectorul extern. Din 2003 în 2004 până în anii 2007-2008, PCRM a mers pe procesul de integrare a Republicii Moldova în UE. Oameni buni! Noi, Voronin era pro-european. Da. Apogeul acestui proces a fost semnarea în februarie 2005 a planului individual de acțiuni Republica Moldova în Uniunea Europeană. Dar de fapt, politica europeană a Republicii Moldova după 2006-2007 s-a transformat mai mult într-un proces de mimare a europenizării Republicii Moldova decât o europenizare de facto. De fapt, după esența sa, atât Voronin cât și comuniștii nu erau pro-europeni. Îi dureau pe dânșă fix în de integrarea europeană. Mai degrabă putem spune că a fost o europenizare conjuncturală și oportunistă. Europa Liberă. Putem spune că PCRM și liderul acestui partid, Vladimir Voronin, se uită spre UE doar atunci când nu mai are unde se uita, adică când își deteriorează relația cu Rusia? În 2003 așa a fost. După esența sa, Vladimir Voronin nu este politician de factură europeană. După esența sa, Vladimir Voronin este un politician de factură sovietică. Conjunctura politică de atunci și cea geopolitică l-a impus să se îndrepte spre UE. Când evenimentele geopolitice de regiune s-au schimbat, când am avut ofensiva Federației Ruse în Ucraina, mă refer la deficiențele funcționării coaliției Orange, nu știu ce asta. Când pe undeva Putin a mai iertat din păcate lui Voronin, imediat acea europenizare a încetat. După 2007, Voronin a mimat acea integrare europeană a Republicii Moldova. Deci a început Voronin, l-a mai sunat pe Putin și a zis: Vladimir, și așa, Vladimir Nicolaevici, zdravesti, давай поберемся, баба дракула, зажи. Воронин, ты мне очень испортил настроение. Да, ты слышишь, ты же, да что с вами, Владимир Путин? Да, Путин, что с тобой? Я же старше тебя. Да, я шучу, давай поберемся. Ну, посмотрим. Хорошо. Додон are foarte mult, да, Додон seamănă foarte mult cu Putin la maniera de discuții. Se vede că Додон s-a inspirat de acolo. Eu ca parodist vă spun. Bun, iar acum spune că nu va ratifica alături de majoritatea pro-europeană acordul de asociere la UE. Ce l-a determinat acum să se întoarcă de la vectorul european? În primul rând, supărările lui pe UE. PCRM a încercat în 2010 să meargă pe cartea Federației Ruse pentru a reveni la putere. Ne amintim acele negocieri între comuniști și democrați care au fost foarte aproape de a se termina cu o alianță pro-rusă. Treptat, PCRM de prin 2009-2010 a încercat să se plaseze pe o echilibristică geopolitică, iar după 2010 a devenit unul cu o retorică anti-europeană și una clar pro-rusă. Aha, deci și-o vrut Voronin a fost de fapt după și n-o semnat federalizarea și-o dat seama cu Rusia, uai blin, cu Rusia nu premerge. Și evident s-a întors spre... Dar și chestia asta cu nu a votat federalizarea chiar dacă știa că o să-l supere pe Putin. Ce, e ceva de admirat aici sau este ceva de ascuns? Băi, înseamnă poate tot și am spus lui Voronin, vă apreciez istoricul politic.
În al doilea rând, putem spune că Voronin a încercat să speculeze la maximum acele nemulțumiri din rândul populației față de eșecurile politicii Alianței pentru Integrare Europeană. El a adoptat o retorică pro-rusă, pro-estică. A, stai, dar după 2009, când a venit Filat, când a fost 2009, 7 aprilie, da? A, ok. Eu sunt foarte prost în ani și încerc să-mi găsesc niște repere, să înțeleg ceva. El a adoptat o retorică pro-rusă, pro-estică, evidentă, cu toate că a încercat să explice că schimbările nu au venit de la comuniștii moldoveni, ci de la UE. Și totodată a încercat să se îndreptățească, spunând în 2005-2007 a fost vorba nu despre integrarea europeană a Republicii Moldova, ci despre modernizarea europeană a Republicii Moldova. Putem spune că în toată această perioadă comuniștii s-au condus de aspecte oportuniste. Toată politica lor vectorială a fost un zigzag spectaculos de schimbări ale direcțiilor politice externe. De la Uniunea Rusia-Belarus la integrarea europeană. Ca în 2009 să avem o relație foarte dificilă cu UE, cu acel regim de vize impus cetățenilor români, iar în 2013-2014 o retorică clară pro-estică cu anumite încercări de revenire în echilibristica geopolitică. Da, Europa Liberă. Mulți se întreabă acum ce va face PCRM și liderul lor Voronin dacă eventual revine la putere sau va împărți guvernarea cu un partid de stânga. Depinde cu cine ar fi la guvernare. Una e să fie cu socialiștii și cu totul altceva dacă cu democrații, admitem. Dar cu cine n-ar fi, cu oricine ar fi, domnul Tabârță, nu cred că putem fi siguri că imediat a doua zi comuniștii vor deturna acordul de asociere. Am vrut să fac referință la episodul intrării Republicii Moldova în Organizația Mondială a Comerțului. Înainte de a intra în această organizație, aflându-se în opoziție, comuniștii spuneau că nu vor semna acordul de aderare la OMC. Ca ulterior, la câteva luni după venire la putere, în vara anului 2001, să semneze aderare. Da, măi, nu știu ce. Oh, ia uite, îl avem și pe candidatul nostru. Domnul Tarlev, dacă ne amintim bine, a semnat acel acord. Da. Domnul Tarlev e pro-european. Gata, eu știu pe cine votez. Da, domnul Tarlev, de fapt comuniștii prin tot acest comportament și schimbare victorială a demonstrat că este un partid oportunist. Și faptul că ei acum nu semnează acordul de asociere este mai degrabă un truc electoral menit să acumuleze la maxim voturile electoratului pro-rus din Republica Moldova. Iar eventual, dacă vor reveni la putere, nu putem fi siguri că ei într-adevăr vor deturna acest acord de asociere. Da, măi. Da, asta e, de aici vine reputația lui Voronin de foarte cap, creier. O știut să învârtească, păi, eu știu, pe europeni, și pe că l-a văzut că europeni, că rusul s-a spărat, pără, păi că europeni, pe hopa, bă, toarși la ruși. Da, drag capul ăsta, și nu a făcut niciun, deci până la urmă, că asta e ideea. Nu poți, mesaj pentru Grigore Manole, nu merge să fii oportunist în relații cu Uniunea Europeană, că nu sunt imbecili acolo care nu au mai văzut el de Voronin. Voi vă uitați la Voronin și, mamă, ce creier de om, cum poate el cu tăț, nu e așa, nu lucrează asta. Dovadă că europenii nu l-au luat în serios în momentul în care o înțeles că e oportunist. Dar bun, hai gata, hai și ne-om relaxane și ne-om culcane și ne-om adunane. Hai, noapte bună, vă pup drăguților. And I don't wanna miss a thing, even when I dream of you. Na na na, never do I still miss you, baby.